Printre rugii în flori.
dulce, florile sunt albe. A venit la noi la poartă un bătrân frumos la chip și-a întrebat dacă se poate ca să fie găzduit. Casa noastră e deschisă, o bătrân străin și bun, vino stai cu noi la masă, că ești obosit de drum. După ce stă tu la masă, se închină evlavios și începu să povestească de nașterea lui Hristos. Noi de azi ne uitară, privind către el uimiți și cu minte ascultară drăgăi noștri dragi părinți. Ne spunea că a fost odată de mult tare de bătrân Crăciun anume, rău la inimă și crud. Și-ntr-o noapte la lui poartă, cineva bătând ușor, ceru ca să-i găzduiască până dimineață zori. Cu cuvinte de ocară către poartă alergând, văz o tânără fecioară și un bătrân cu chipul rând. Și vointe să vorbească, bătrânul ruga zicând, că i s-a împlinit să nască fecioara pe pruncul sfânt. Într-un braț de oi și vite pe amândoi aruncăm, ca stea până în zorii zilei, cu toiaghi-a menința. Și acolo a născut fecioara pe Fiul lui Dumnezeu, lângă oile și boii bătrânului celui rău. În este pe fânul rece, Iisus pruncul îl privea. Cum boii veneau la dânsul și suflându-l încălzeau, iar Maria, Maica Sfântă, s-a mirându-se privind, cum boii necunoștință arătau spre al lor stăpân. Dar deodată se văzură ce îngerii ce veneau, către cea umilă sură, la prunc și îl preamăreau. Și o stea frumos deasupra, strălucit s-a arătat, iar trei magi înăuntru pruncului s-au închinat. Au smirnă și tămâie, magii cu ei au adus, și cu drag le așezară lângă iestea lui Iisus. Și păstori de oi sosiră, de prin păi și de prin munți, lui Iisus să-i se închine de îngeri fiind vestiți. Acestea văzând bătrânul Crăciun celăși înțeles și nestrăinii ce la vraștea găzduit. Și cu lacrimi de durere către este alergând, iertare ce nu a cere de la rândul său stăpân. Și încă spunând acestea, bătrânul ce pot